Mihai Morar trăiește de ani buni o frumoasă poveste de iubire alături de soția lui, Gabriela. Aceștia au împreună trei fetițe superbe, ele fiind rodul dragostei lor. Într-un interviu pentru revista Viva, omul de radio a povestit că a cerut-o în căsătorie pe aleasa lui după doar 2 luni de relație. De asemenea, a recunoscut că, la fel ca în fiecare cuplu, și ei au avut unele probleme. Iată despre ce e vorba, revenind la viața personală. Ne-ai povestit mai de mult că Gabriela a fost cea care a făcut primul pas în relație, iar povestea voastră a fost cât pe ce să nu se materializeze. Crezi în predestinare, stai așa, că o să-mi sară niște comentatoare de online în cap. N-a făcut ea primul pas. Eu am făcut primul pas, doar că, atunci când am făcut eu pasul, ea nu mi-a răspuns, adică s-a întâmplat când și-a dorit ea. Cum cred că de altfel se întâmplă în orice relație de tip bărbat-femeie. Cred că se întâmplă atunci când își doresc ele, dacă își doresc ele și cam ce își doresc ele. Și asta nu e rău, eu cred că femeia are ultimul cuvânt și ar trebui să-i lăsăm ultimul cuvânt, pentru că omul care duce practic relația mai departe, te duce pe tine mai departe, trebuie să aibă ultimul cuvânt dacă are și primul cuvânt, iar legat de Gabriela, nu știu, sunt prea mic, prea neștiutor ca să zic dacă e predestinare sau nu. Mai degrabă sunt niște întâlniri pe care viața ți le dă. Nu prea multe, uneori poate să fie una singură, și trebuie să vezi ce faci cu întâlnirile astea. Le întorci spatele, le amâni, zici lasă că sunt tânăr, mai am timp sau pornești la drum. Cred că așa cum a fost întâlnirea cu Daniel, așa a fost și cu Gabriela, prin ce cumpene ați trecut de-a lungul timpului și cum le-ați depășit, cele mai grele cumpene și adevăratele cumpene sunt cele când cineva drag, apropiat, are probleme de sănătate și în rest cred că au fost cumpene legate și de programul meu, știi? Deci cred că e foarte greu să fi găsit un alt om decât Gabriela în lumea asta care să-mi înțeleagă programul.